Ziua bună, prieteni, sunt Valicona și astăzi am să vă prezint un rege, un rege maiaș pe numele lui Quetzal, răzbunătorul călător în timp. Un material semnat de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. O poveste a lui Thomas Hardy. În casa familiei Müller era mare vânzoleală. Micuța Ruth era tare bolnavă, avea febră mare și tușea convulsiv. În casă nu se aflau medicamente și atunci bunicul se ridică și le spuse că se duce la drogherie după ceva leacuri. A plecat și nu s-a mai întors niciodată. Trecuseră 20 de ani și fetița Ruth era acum mama unei fetițe. Și exact ca în urmă cu 20 de ani, mica fetiță era bolnavă, tușea și avea febră mare. Tatăl fetiței se îmbrăcase ca să se ducă la farmacie, dar ușa casei s-a deschis și în prag a apărut bunicul cu o sticluță de sirop medical. A fost coadă la drogherie, dar până la urmă am cumpărat siropul de tuse, a zis bunicul. O vizită la spitalul de nebuni. Ne aflăm, conform ziarului La Gazeta, în luna iunie anului 1956, în clinica pentru boli psihice din Trento, Italia de Nord. Era ora de mișcare în aer liber și pacienții, însoțiți de supraveghetori, se plimbau prin parcul stabilimentului. Dacă te-ai fi luat după cum se prezentau și discutau pacienții, puteai crede că te plimbi printr-o carte de istorie. Parcul era plin de Napoleon, Cezari, Lincoln, dar și un Mussolini, printre alte multe personalități istorice. Printre atâția regi, împărați și președinți, se afla și un profesor de istorie și arheolog, internat de curând după revenirea dintr-o expediție în America Latină și Mexic, unde mersese pe urmele legendarilor maiași. În urmă cu o lună se afla în salonul central al Societății Catolice de Istorie pentru a susține o prezentare despre expediția sa din Mexic și Honduras. Și spre surprinderea tuturor celor prezenți în sală, savanți și mass media, la un moment dat arheologul începuse să vorbească într-o limbă ciudată cu un personaj imaginar și a sfârșit fugind din sală strigând: „Lasă-mă în pace, Quetzal!” De arheolog se ocupa profesorul Mario Pancredi, un fost candidat la Premiul Nobel pentru Medicină, fapt datorat unui studiu asupra mentalului uman. De la bun început, doctorului s-a părut că arheologul era un caz special și nu unul de nebunie. Cu siguranță era ceva mai mult. Și atunci, înainte de a lua o decizie, medicul a început să cerceteze istoria maiașilor, să vadă cine a fost acel Quetzal de care fugea arheologul. Legenda lui Suri și fiul lui Quetzalcoatl. Quetzalcoatl era zeul șarpe, zeul suprem al maiașilor, cel despre care tradiția amerindiană spune că acesta a inventat cărțile și calendarul. Este cel care a dat oamenilor prețiosul porumb. Era omagiat ca și simbolul morții și al învierii. Quetzalcoatl era și stăpânul preoților asteci, iar numele lui era folosit drept titlu și pentru marele preot. Se povestește că într-o zi, zeul șarpe și-ar fi trimis fiul pe Quetzal pe pământ, ca să-i ajute pe oameni. I-a dat o față umană și un alt nume, Suria. Acesta a coborât pe pământ și s-a stabilit în orașul Tikal. Suria era un bărbat de vârsta de aproximativ 35 de ani și era înzestrat cu ochii înțelepți și calzi. Pielea sa era bronzată de soare, iar părul său negru, începând să-și arate unele fire de argint, îi conferea o aură de înțelepciune. Suria purta cu mândrie vestimentația tradițională maia și se plimba printre localnici, dându-le sfaturi utile în privința culturii porumbului, cereal dăruit maiașilor de către tatăl său. Suria a devenit repede un lider în comunitatea Tikal. În fiecare dimineață, Suria se trezea de vreme sub lumina aurie a soarelui care se ridica deasupra platourilor înverzite. Suria și-a luat o nevastă localnică, iar el și familia, soția și cei doi copii, locuiau într-o casă lipită de un templu închinat zeului șarpe, Quetzalcoatl. Terenurile fertile din jurul casei primiseră miraculoasele boabe de porumb și acum cu toții așteptau recoltă. În fiecare dimineață, Suria și membrii familiei sale se duceau pe câmpurile însămânțate cu porumb și aveau grijă de viitoarea recoltă. Seara aduna în jurul său pe locuitorii din Tikal, le împărtășea cunoștințele sale de porumb și le dăruia prețioasele boabe pentru a le cultiva și aceștia. Legenda spune că în perioada recoltării, câmpurile lui Suria deveniseră un spectacol de culoare aurie și se vedea că munca lor harnică dăduse roade. Suria și familia s-au adunat cu atenție ștuleții de porumb și în acest timp câmpul răsuna de cântece și râsete de voioșie.
După o zi lungă de muncă pe câmpuri, Suria se întorcea acasă, iar familia sa se aduna în jurul lui pentru o cină bogată cu porumb și carne de vită, dar și alte bucate tradiționale maiașe. Toate au fost bune, cu toții erau mulțumiți de recoltele bogate, iar noua plantă, porumbul, era din ce în ce mai apreciată. Dar a venit un an de secetă cruntă, atunci când râurile își retreseseră apele și câmpurile arătau ca niște pământuri crăpate. Suria a fost pus la grea încercare. Oamenii din sat erau neliniștiți, iar umbrele îngrijorării se prelingeau peste sufletele lor. Singura soluție, ca de obicei, era să se roage la zei pentru ploaie, ceea ce locuitorii din Tikal o și făceau, la fel ca și Suria. Doar că în timp ce se ruga, îi veni o idee. Dacă atunci când va ploua, am reușit să colectăm cât mai multă apă, o cantitate uriașă cât un lac, am avea și în zilele când e secetă. Și atunci se spune că în capul lui Suria a început să se contureze un complex și ingenios sistem de stocare și canalizare a fiecarei picături de apă. Un sistem care prevedea construirea unui număr impresionant de rezervoare de apă. După ce grandiosul proiect a fost pus la punct până la ultimul detaliu, Suria s-a gândit la transpunerea lui în operă. Pentru asta, Suria a adunat pe maiași în centrul satului, unde, prezentându-le o mulțime de hărți și schițe, le-a împărtășit viziunea sa despre construirea unui sistem eficient de captare și canalizare a apei. Oamenii au ascultat cu atenție, iar un murmur de îngrijorare și determinare a umplut aerul. Înțelegem planul tău, măreț Suria, dar cum putem face asta? Avem nevoie de bani și resurse pe care nu le avem. Da, știu că resursele noastre sunt limitate, le-a spus Suria, dar puterea noastră e nelimitată. Ea constă în unitate, împreună putem aduna fondurile necesare și putem contribui cu mâna de lucru pentru a construi acest sistem. Vreau să implic fiecare casă, fiecare familie în acest efort. Și cum vom face asta? Întrebă un localnic. Propun să împărțim sarcinile. Avem aici meșteri scusiți, agricultori harnici și tineri puternici. Vreau să formăm echipe pentru a săpa șanțuri pentru colectarea apei, pentru a construi rezervoare și pentru a instala sisteme eficiente de canalizare. Împreună putem face asta. Sună foarte ambițios, dar când vom vedea rezultatele? Interveni al sătean. Îmi dau seama că aceasta este o provocare mare, dar să ține minte că fiecare picătură de ploaie colectată este un pas înainte către revitalizarea satului nostru. Vom împărți acest proiect în etape și vom vedea schimbările pe măsură ce avansăm. Cu perseverență și muncă în echipă, cred că vom vedea rezultatele în curând. Suria, eu mă bag, sunt dispus să încep chiar de azi. Mă bag și eu, zise altul, și eu sări altul. Și entuziasmul deveni contagios, astfel că imediat toți cei prezenți s-au băgat în proiectul lui Suria. Și fără a mai sta pe gânduri, cu toții au început să sape șanțuri și să construiască rezervoare uriașe de colectare pentru apa de ploaie în fiecare gospodărie. Ușor, ușor, Tikal începea să se transforme într-o localitate nu a prezentului, ci a viitorului. Nu insistăm prea mult, dar amintim că profesorul a intrat într-o criză psihiatrică și că în rarele momente când spunea ceva, rostea îngrozit. Lasă-mă în pace, Chezal! Peste tot, grupuri de oameni sub arșița nemiloasă a soarelui lucrau zi de zi ca acest proiect grandios să fie finalizat. Iar în curând, acest lucru chiar se întâmplă și acum nu mai aveau decât să aștepte ploaia. Când în sfârșit aceasta a venit, se întâmplă un adevărat miracol. Tikal a devenit o adevărată localitate acvatică și din acel moment în Tikal câmpurile au înverzit din nou, iar oamenii au început să se bucure de recolte bogate și de o viață prosperă, necontenind să-i aducă mulțumiri lui Suria. Și legenda spune că atunci Suria și-a luat la revedere de la localnici și s-a întors în cer lângă tatăl său. Dar, spune legenda, la 100 de ani Suria își lua o înfățișare umană și cobora printre maiași ca să vadă cum s-au dezvoltat și ca să le mai dea niște sfaturi. O dispariție ciudată. În vara lui 1952, la Tikal exista o expediție arheologică condusă de profesorul arheolog italian Tommaso Bunoderi. Acesta descoperise un fel de carte totem din piele tăbăcită și, spre surprinderea sa, textul vorbea de un om zeu de care nu auzise niciodată, Chezal, și mai era alăturat și un alt nume, Suria, despre care auzise câteva legende. Totemul fusese descoperit de un peon localnic într-o grotă unde s-a depostise de ploaie împreună cu caprele sale. Grota se afla lângă vechea piramidă maiașă din Tikal.
Curios, Tommaso s-a deplasat la grota respectivă și în dimineața, atenție, zilei de 5 iulie 1953, a intrat în grotă. A început să caute, dar nu a găsit nimic. Atunci s-a întâmplat ceva ce i-a schimbat viața, dar să nu anticipăm. După 3 ore a ieșit din grotă și, spre surprinderea sa, când s-a întors în tabără, a găsit locul pustiu și nici urmă de studenții cu care venise sau pe unii angajați pentru săpături. Atunci s-a dus curios în sat să afle ce s-a întâmplat și s-a oprit la o mică cârciumă. Și aici a fost întâmpinat de Guzman, patronul birtului, cu multă bucurie, dar și cu reproș. Bine ați revenit, senor! Dar unde naiba ați fost 2 ani? Cum 2 ani? Poate 3-4 ore, bângui profesorul. Dar în clipa aceea ochii căzură pe un calendar de ochiat cu femei goale și văzu că data indicată era 5 iulie 1955. Ceea ce a urmat a fost firesc. Profesorul a leșinat. Mărturia lui Tommaso Bunoderi. Nu insistăm prea mult, doar amintim că profesorul a intrat într-o criză psihiatrică și că în rarele momente când spunea ceva, rostea îngrozit. Lasă-mă în pace, Quezal! Arheologul a fost internat într-un spital din Ciudad de Mexico și apoi transferat în Italia natală la clinica profesorului Mario Pancredi. Acesta l-a supus pe arheolog la tot felul de teste, dar până nu a recurs la sprijinul hipnozei, nu a putut auzi povestea lui Tommaso. Și în continuare vă relatăm parțial depoziția lui Tommaso Bunoderi, luată în stare de hipnoză și publicată în Gazeta del Nordo. Eram în grotă dezamăgit de rahaturile de acolo, nici urmă de ceva maiaș așa cum speram, nici astec. Și mă pregăteam să ies când s-a întâmplat ceva straniu. Peretele grotei s-a schimbat brusc într-un nor alburiu de fum și m-am trezit cu un bărbat îmbrăcat ca acum 1000 de ani și care a țipat la mine în maiașe. Cortez, ce ai făcut cu poporul meu? Țipa în continuare individul și spre surprinderea mea înțelegeam ce spune, deși eu habar n-aveam de dialectul vechilor maia. Eu sunt Quezal, fiul marelui Quezalcoatl, și te voi pedepsi pentru ceea ce ai făcut poporului meu. Atunci m-am smult din strânsoarea sa și m-am repezit spre peretele de fum și brusc m-am trezit în grotă. Am ieșit și restul știți. Am intrat în grotă în anul 1953 și am ieșit în 1955. Și de atunci tot mi se pare că văd cum mă urmărește Quezal, care vrea să mă ia cu el. Experiența medicului Mario Pancredi. Așa cum am mai spus, povestea lui Tommaso a trezit un mare interes profesorului Pancredi. Și asta nu fiindcă el credea povestea acestuia, ci fiindcă era uimit de faptul că pacientul vorbea fluent o limbă moartă. Și nereușindu-i niciun tratament, medicul se hotărâ să recurgă la o terapie mai dură, și anume să-și ducă pacientul în locul unde îi începuse nebunia, adică grota din Tikal. Zis și făcut, aranje toate demersurile care nu au fost deloc ușoare și în primăvara anului 1956 a plecat cu Tommaso în Mexic. Îl însoțea și un nepot din familia arheologului, dar și 3 asistenți medicali însărcinați cu supravegherea severă a lui Tommaso. Revederea cu localnicii. În ziua de 21 aprilie, 2 jeepuri Ford opreau lungă cârciumul la Guzman, acesta se arătă încântat de revederea arheologului și chiar și acesta se arătă înviorat și discută volubil și amical cu cârciumarul, dar și cu câțiva localnici, dintre care vreo 2 lucraseră pe șantierul său arheologic. Se părea că ideea profesorului Pancredi fusese bună și chiar dădea roade. Profesorul arheolog Tommaso Bunoderi își revenea la o viață normală, pe măsură ce intra în contact cu locurile mult cunoscute și iubite, dar și cu sătenii din Tikal, vechi cunoștințe. Dar a urmat un moment dramatic și anume reîntâlnirea cu fatidica grotă unde începuse totul. Prudent, Mario Pancredi a întârziat momentul, lăsându-l pe Tommaso să își revină cât mai mult. După circa 7 zile, medicul consideră că acesta este pregătit și hotărâ că venise momentul pentru marea încercare, vizita la grotă. Dar Pancredi își luă toate măsurile de siguranță și angajă și câțiva șerifi federali să-i însoțească la grotă. Ba mai mult, locuie el și pe medicul său din sat, pentru orice eventualitate. Din nou în grotă. După o jumătate de oră, micul convoi se opri lângă piramida din Tikal și după alte 5 minute, ajunseră la grotă cu pricina. Pancredi îl pofti pe Tommaso să intre singur în grotă. Singur ai fost atunci, necesare să fii tot singur acum. Tommaso ascultă și șovăind intră în grotă. După 5 minute din grotă se auzi un urlet înfiorător și Tommaso ieși în fugă speriat, cu părul vâlvoi țipând. Lasă-mă în pace, Quezal!
Până să intervină Pancredi și asistenții săi, Tommaso alergă spre piramidă și începu să urce în fugă pe treptele acestea. După el alergară federalii și asistenții. Până să-l prindă, Tommaso se urcă pe o coloană răsturnată, strigând: "Lasă-mă în pace, Chezal!" Apoi se aruncă în gol și corpul lui se zdrobi de lespezile de piatră de la baza piramidei. Și așa s-a încheiat trista poveste, dar fantastică, a arheologului Tommaso Bonoderi. Concluzie. În loc de concluzie, reproducem un fragment din Gazeta del Nord. Rămâne o poveste tristă, în care psihoza se amestecă cu adevărul, nebunia cu o eventuală realitate, dar va rămâne un mare mister. Cum de regretatul arheolog s-a trezit vorbind o limbă pe care nu o studiaste? Și cum se va explica vreodată absența de 2 ani, asta în timp ce Tommaso a trăit doar câteva minute în grotă? În câteva minute v-am prezentat un rege maiaș, cu ajutorul unui material semnat de jurnalistul și scriitorul George Odorogea. Sunt Vali Conea și până data viitoare vă urez să aveți parte de toate cele bune!